Diferența dintre viață și moarte pentru un tânăr de doar 20 de ani a făcut-o câinele polițist care a plecat în căutarea băiatului. Tânărul a avut o serie de neînțelegeri cu iubita sa, iar pe fondul stării emoționale a lăsat un bilet familiei în care își manifesta intențiile suicidale. Din primele verificări a rezultat faptul că tânărul a avut o serie de neînțelegeri cu iubita sa, iar pe fondul stării emoționale a lăsat și un bilet familiei în care își manifesta intențiile suicidale. În acest context, având în vedere împrejurările îngrijorătoare, polițiștii au organizat ample acțiuni de căutare contra cronometru, fiecare minut fiind vital pentru prevenirea unei potențiale tragedii. Au fost constituite echipe de căutare formate din peste 50 de polițiști, jandarmi din cadrul IJJ Suceava, lucrători silvici și voluntari de pe raza satului Siliștea Nouă, oraș Dolhasca, în vederea căutării persoanei dispărute, inclusiv un fondul forestier de pe raza satului Siliștea Nouă. Până la sosirea câinelui, de urmă, echipele constituite au efectuat activități de căutare în fondul forestier, însă fără rezultate. Ulterior, în jurul orei 16 și 15 minute după sosirea câinelui de urmă Koch, i-a condus pe polițiști aproximativ 5 km în fondul forestier, luând urma persoanei dispărute, iar la un moment dat, acesta i-a condus la un grajd care era folosit pentru ținerea animalelor pe timp de vară, unde, în incinta acestuia, a fost identificat tânărul de 20 de ani în stare critică. Acesta a fost găsit în stare de inconștiență cu urme de degerături la brațe și picioare, dar cu semne vitale, fără a prezenta urme vizibile de violență. A fost solicitată intervenția unui echipaj medical care a ajuns la fața locului și l-a transportat pe tânărul de 20 de ani la Spitalul Județean Suceava, acesta fiind stabilizat. Ulterior, starea de sănătate a acestuia s-a ameliorat, iar recuperarea fiind pozitivă. În sfânta zi de Crăciun, destinul unui om poate merge mai departe și datorită profesionalismului colegului nostru și abilităților lui Koch, informează polițiștii suceveni, relatează mesajul.ro.